În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, prea cuvioși părinți, Evanghelia de astăzi, din Duminica Înălțării, Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, ne vestește despre dragoste, despre dragostea lui Dumnezeu pentru om și despre cum să înțelegem legea dragostei în devenirea noastră, în creșterea noastră duhovnicească. În câteva versete, descoperirea pe care Domnul o face despre cruce și despre dragoste și judecată, în convorbirea pe care a avut-o cu Nicodim, înțelesul care a venit la el, nu cu gând de ispitire, ci cu înțelegere dreaptă, uimit fiind de cuvintele Mântuitorului, vedem că atunci când Domnul îi vorbește despre apă și despre botez, despre nașterea din nou, Nicodim se cutremură și nu înțelege. Iată că acum alte cuvinte pe care Domnul le vestește lui Nicodim, pe care Evanghelia de astăzi ni le pune înainte și asupra cărora vom zăbovi puțin împreună. O să rog pe Părintele Dumneavoastră, cine să fie lumina pe soleia, ca să văd puțin mai bine. Și nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a coborât din cer, fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să se înalțe fiul omului. Este vorba despre înălțarea pe cruce a Domnului. Și când vorbim de șarpele pe care Moise l-a înălțat în pustie, ne amintim de boala înfricoșătoare pe care o aveau iudeii și privind spre șarpele înălțat de Moise se vindecau. Continui pericopa, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, și să se mântuiască prin el lumea. Și mai adaug un verset în continuarea pericopei care s-a citit, că aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Iubiți credincioși, reținem acest cuvânt, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca să se mântuiască prin el lumea, căci n-a venit Dumnezeu ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin el. De îndată ce începem să pricepem ceva în această viață, începem să înțelegem că sunt asupra noastră fel de fel de primejdii și de răutăți. De la animale, de la stihii și chiar de la oameni. Trebuie să ne ferim, să nu alunecăm, să nu cădem, să nu ne frigem, să nu ne necăm. Dar mai ales trebuie să ne ferim de vicleșugul celorlalți, de abuzul celorlalți, de nedreptatea celorlalți. Și sunt copii care sunt traumatizați de mici, uneori dureros, chiar în familiile lor, dureri mai mult decât poate duce sufletul lor de copil. De multe ori răutatea sub vicleșugul vine chiar de la părinții lor, de unde ar trebui să primească dragoste și mai ales încredere desăvârșită. Și greu își duc acele suferințe mai departe și învață vieții copii să se ferească, să se ascundă, să se apere. Și noi toți în viața aceasta învățăm că trebuie să ne apărăm de vicleșugul celorlalți. Pentru că așa este, într-adevăr, vedem mult vicleșug în jurul nostru, la fratele nostru, poate ori chiar la frate sau la mamă. Nu mai spun de ce înseamnă televizor sau ziare sau toate celelalte fel de fel de cuvinte care zăpăcesc și poticnesc pe om. Ne gândim cât de greu va fi fost pentru om și pentru copii, în timpuri înfricoșătoare, precum războaie, când suferința era legea în acele zile, cât de dureros au trecut acele zile. Iată că învață omul, spuneam, să se ferească, să se apere de celălalt, devenind dur, devenind ferm, necruțător cu celălalt. Porunca Mântuitorului ca să avem viață veșnică, ca să înțelegem ce înseamnă această viață, este ca să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră
și spune cuiva care îl întreabă că aceasta este întâia poruncă din lege și cea de-a doua asemenea ei să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, aș adăuga eu, în condițiile acestea nevralgice și dureroase în care trăim, în condițiile în care suntem trădați în pornirile noastre cele mai nobile, cele mai frumoase, în dragostea noastră cu care copilul se deschide celuilalt. În această lume ne cere Dumnezeu să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine și pe Dumnezeu. Și spune că aceste porunci sunt de opotrivă una cu alta. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău înseamnă să-L cunoști. Să ai o relație cu El. Nu poți să iubești pe cineva abstract. Nu poți să iubești planeta Venus dacă nici măcar nu știi despre ce este vorba. Când Domnul poruncește să iubești, poruncește celor care cred în El, celor care vor să-L cunoască și această cunoaștere înseamnă unire cu Dumnezeu. Și iubirea aceasta este de fapt judecata vieții noastre și criteriul judecății de după moartea noastră și din fiecare zi, iubiți credincioși, pentru că judecata sub care stăm, pe care ne-o facem nouă înșine și celorlalți de multe ori, uneori cu înțelegere, alteori cu osândire, judecata aceasta nu va fi doar cândva la un final, ci în fiecare zi, în funcție de alegerile noastre, Dumnezeu ne arată cale de mântuire și ne descoperă alte înțelesuri ca să creștem în această dragoste. Atâta timp cât spuneam, este criteriul vieții noastre. Dacă legea și prorocii se pun aceste două porunci, atunci împărăția cerurilor nu poate fi altceva decât întâlnirea tuturor celor ce au trăit aceste porunci, celor care au învățat să iubească pe celălalt. Au învățat să iubească drept pe celălalt, să-l prețuiască, să se smerească așa cum Dumnezeu îl iubește. Împărăția celor nu poate fi decât întâlnirea celor care prăbnuiesc împreună cu Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu și înșiși deopotrivă petrec în dragoste. Dacă Domnul ne spune să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, asta înseamnă că însuși Dumnezeu iubește pe om. Și judecata nu este ca o mânie îndelung lăsată să nu stească ca să izbucnească disproporționat la ieșirea sufletului din trup, ca să pedepsească silnic pe cel care vine către Domnul neputincios după moarte, după cum neputincioși suntem când ne naștem cu toate vulnerabilitățile noastre. Judecata înseamnă altceva, e judecata pe care ne-o facem de zi cu zi, în care, cum spune Evanghelia judecății, se vor separa cei ce au crezut de cei ce n-au crezut, precum oile de capre. Nu trebuie să fii cioban, nu trebuie să ai vreo academie sau vreo universitate ca să faci distinția între oaie și capre. Tot astfel va fi atunci, dar și acum, când cel ce iubește se transformă, devine altfel. Și cel ce nu crede în puterea dragostei rămâne acolo unde, așa cum este scris, este durerea și scrâșnetul dinților. Dragostea Mântuitorului așadar nu încetează și nu este transformată în mânie pentru cei ce nu vor fi în împărăția cerurilor, pentru cei ce n-au ales aceasta. Spune Isaxirul că dacă pentru cei ce au intrat în împărăția cerurilor, cei ce s-au mântuit, dragostea Mântuitorului este mânghiere, pentru ceilalți este ca un foc arzător, ca o rușine, ca o vădire a nedreptății vieților, a ratării însăși vieții. Tot cuvântul Evangheliei ne este pus înainte ca să nu ne ratăm această viață, ca să nu sărăcim, gândindu-ne că această viață ne este pusă înainte doar ca să ne păzim înfricoșați de câine, de pisică, de purici, de răutatea celuilalt, să ne facem o casă, să avem un servici și să murim ca parametru sau ca lăcusta. Viața omului este mult mai mult și este intrare în veșnicie.
Ne iată pentru această veșnicie negrește Evanghelia și ne învață Dumnezeu cum să trăim. Și astăzi cuvântul pe care ne pune înainte este despre dragoste. Dragostea lui Dumnezeu pentru om și dragostea omului ca răspuns, ca și creștere pentru ceea ce trebuie el să devină. Vedem că atunci când omul se teme, se teme pe bună dreptate. De multe ori fratele și chiar mama și tatăl tău îți interpretează greșit cuvintele și te rănesc. Și te doare inima când vezi cum răstălmăcește omul dragostea ta și pornirea ta cea bună. Evanghelia de astăzi nu este pusă întâmplător în duminica dinaintea Sfintei Cruci, ci ne este pusă ca înțeles a ce este crucea pentru Mântuitorul și ce este crucea în viața noastră. Nimic altceva decât răstignire de fiecare dată atunci când într-adevăr alegem ale dragului și ale smereniei pentru Dumnezeu, nemai îndreptățindu-ne și victimizându-ne pentru ca să reacționăm egoist și apărându-ne teritoriul, apărându-ne confortul nostru, cele necesare ale noastre, ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Într-adevăr, în această viață vom cunoaște și suferințe și nedreptăți și vedem că Domnul care are starea dragostei și ne-o vedește în viața sa pe pământ, a fost repede prigonit de oameni până la moartea cea mai crâncenă și înjositoare care se cunoștea atunci, moartea pe cruce. Nu era vreo alta mai de temut. Pentru cei mai înfricoșători, criminal și tâlhar, moartea pe cruce era culmea pedepsei. Și putea Mântuitorul să ferească de aceasta fără doar și poate. Ca Dumnezeu, crucea nu avea putere asupra Lui. Și nu putea nimeni să-L dea unei asemenea suferințe dacă însuși n-ar fi vrut. Prorocul Isaia, în capitolul 53, vestește culmile acestei suferințe încă de atunci. Versetele atunci erau de neînțeles, ele aveau să se împlinească abia în persoana Mântuitorului. Atunci când spune că acestea suferințele noastre a purtat, pentru suferința noastră a fost răpuns și pentru fărădelegerile noastre a fost drobit. Și îl numește ca rob, ca slugă a Domnului, Ebed Iacove. Slugă a Domnului pentru că în el se vedește dragostea lui Dumnezeu până la capăt. Cu rănile lui noi toți ne-am vindecat, spune prorocul Isaia, pentru că orice purtare a nedreptății celuilalt, că este tatăl meu și l-am iertat, că e copilul meu, că e prieten, sau șef, sau vecin, orice purtare înseamnă vindecare a celuilalt prin împreună pătimire cu el. În Dumnezeu aceasta s-a făcut nu pentru un om, nu pentru vreun vecin, nu pentru vreun copil, ci pentru omul întreg, pentru noi toți cei care suntem și care vom fi, pentru că durerea lui însăși a fost asumată de săvârșit și conștient și până la cap. Iată, dar, că Dumnezeu ne pune înainte ce înseamnă dragostea dumnezeiască și că tot ce vrem să-i urmăm, avem a nu ne mai teme de zdroaba acestei lumi, dar pe de altă parte a înțelege că nu ne așteaptă vreun confort sau vreo veselie sau vreun ospăț zilnic, ci că toate aceste dureri se pot confirma la măsura noastră, pentru că nu îngăduie Dumnezeu să trăim ceea ce El a trăit atât de adânc, că și puterea noastră este alta. Fiecăruia în măsura în care își lărgește inima, cum spune Sfântul Apostol Pavel, către celălalt, fiecăruia Dumnezeu îi dă mai adânc să înțeleagă neputința omului și să iubească pe om dincolo de măștile cu care acesta se cosmetizează, cu care se apără, cu care se arată celorlalți. Îl dă să-L iubească așa cum este. Iată așadar că Evanghelia despre cruce ne vorbește despre dragoste și că cei ce vrem să-L urmăm lui Hristos înseamnă să învățăm să iubim aici pe pământ,
în mijlocul oamenilor de aici, cu dorul lor cel adânc, cu frumusețea privirilor, dar și cu înclinarea spre rău și spre păcat a multora dintre aceștia care ne rănesc cu știință sau cu neștiință sau cu rea voință. Știm că Domnul pe cruce pune aceste cuvinte aproape de neînțeles pentru noi. Iartă că nu știu ce fac, iartă pe ei că nu știu ce fac. Nu știu ce lucrau atunci în istorie și ce se întâmpla atunci prin mâinile lor. Domnul privește pe celălalt așa cum ne cere nouă să privim, ca pe noi înșine. Și în această dragoste către aproapele dusă până la capăt, ne întâlnim cu Dumnezeu, dar și invers. Omul care iubește pe Dumnezeu și care cunoaște pe Dumnezeu, se va raporta cu dragoste la aproapele. Toată viața noastră, așadar, înseamnă a înțelege porunca dragostei și a crește în aceasta. Duminica viitoare vom avea însă Duminica Înălțării Sfintei Cruci, vom vorbi de înțelesul crucii în viața noastră, înțelegând că în orice durere asumată, în durerea crucii, păcatul și boala se vindecă din celălalt și sfințește pe cel ce poartă nedreptatea celuilalt. Precum în Hristos, iată, s-a împlinit planul mântuitor al lumii întregi, al omului întreg, prin purtarea suferinței nedrepte până la cap. Așadar, iubiți credincioși, de câte ori ne gândim la cruce, înseamnă întâi să ne gândim la dragostea lui Hristos și la faptul că judecata nu este altceva decât distinția între cei care au învățat să iubească și au primit această poruncă în inima lor și de cei care și-au găsit îndreptățiri pentru a nu iubi, pentru a se apăra, pentru a se închide în egoismul lor, în nevoile lor și a se întoarce cu vrăjmășie asupra aproape. Acesta este cuvântul Evangheliei de astăzi și în felul acesta trebuie să ne judecăm viața noastră. Cât de mult răbdăm pe celălalt? Cât de mult căutăm confortul nostru și siguranța noastră, închizându-ne în propriul egoism? Pentru că în fiecare zi, cum spuneam, suntem judecați de Dumnezeu și viața noastră poate să meargă spre împărăția cerurilor sau afară de ea, din păcate. Și toate acestea le țesem dintr-o această viață. Nu că ne va judeca Dumnezeu cu mânie în ziua judecății, ci că noi înșine, în această viață, alegem cele ale dragi. A iubi pe celălalt, spuneam, înseamnă a răbda, a te bucura de întâlnirea lui, a înțelege neputințele lui. Fără să însemne asta că trebuie să ne lăsăm mințit, evident. Mântuirea nu înseamnă o dragoste sentimentală, trăirea la nivel emoțional, epidemic, ci iubire și adevăr sunt cele ce mântuiesc sufletul. Nu confundăm iubirea cu dorința de a ne agăța de celălalt, că simțim acolo o apărare sau un confort. Nu confundăm iubirea cu dorința de stăpânire a celuilalt, care se manifestă de multe ori și la părinți. Își iubesc copiii și controlează sufocându-i în cele mai mici alegeri ale lor. Și vieții copii sunt nefericiți. Și se agasă de părinții lor. Și rămân copii până la 40 de ani, până la 50 de ani. Pentru că nu au avut libertatea de a avea încredere în înșiși, de a se dezvolta, de a crește. Dragostea adevărată, așadar, nu sufocă pe celălalt. Nu și-l impropriază cu voluptate, cu egoism, pentru că are un interes, pentru că are o plăcere, pentru că e frumos, pentru că-l laudă. Dragostea înseamnă slujirea celuilalt și smerenie. Și Sfântul Siluan vedea că adevărata cunoașterea lui Dumnezeu și adevărata neînșelare a trăirii descoperă în iubirea de vrăjmași. Nu doar în iubirea celor
care mă adulează, care mă laudă, deși și această iubire este un dar al lui Dumnezeu, dar iubirea vrăjmașului, atunci când, pornindu-se asupra mea, înțeleg rătăcirea lui și aproape compătimesc cu el în aceasta, nu înseamnă că această iubire înseamnă spartinerea peste anumite patologii. Patologii înțelegând nebunia omului, nedreptatea lui, care vrea să mă asuprească, să mă traumatizeze în fericit. În toate acestea, când adevărul este înnăbușit de către celălalt, am dreptul și datoria să pun o prelice și despărțire. Sfântul Apostol Petru, ales al lui Hristos, cel care l-a cunoscut de săvârșit pe Dumnezeu, văzând un slăbănor la partea frumoasă, îl vindecă și compătimește. Și puterea lui Hristos lucrează desăvârșit prin el, încât acela se vindecă și începe să umble. Același Petru, atunci când Anania și Safira îi mint în față, îi mustră și le arată adevărul. Nu-i blestemă Petru, nici nu le poruncește moarte. Dar cuvântul lui Petru este atât de puternic încât, înțelegându-și minciuna, din acea rușine și frică a minciunii și Anania și Safira au murit pe rând. Știm că în fața apostolilor mulți își vindeau toate ale lor și tăiau într-o prețietate ca într-o familie. Nimeni nu mai spunea că aceasta e mea sau aceasta altuia, așa cum încercăm să trăim astăzi prin mălăstiri, având totul deopotrivă, într-o prețietate. Și Anania și Safira vreau să urmeze și ei acestora, dar neavând credința până la capăt, aleg o minciună. Dosesc ceva din banii pe care îi primiseră la vânzarea țarei. Și merge întâi Anania, cum știm, la Sfântul Apostol Petru și îi spune că aceștia sunt banii. Și Petru îl mustră pe bună dreptate. Țarina aceea era a ta. Aveai proprietate deplină asupra ei, nimeni nu te-a sfidit să o vii. Iar dacă ai vândut-o, banii erau ai tăi. Nimeni nu ți-a cerut. Dar de ce ai venit tu cu această minciună, mințind Duhului Sfânt? Nu pe mine m-ai mințit, ci Duhului Sfânt ai mințit acum. Și în fața acestui adevăr, vedem că Anania se cutremură, îi stă inima, literalmente vorbind, și moare. Asemenea și Safira, femeia care vine după el. Așadar, dragostea nu înseamnă că nu vedem minciunea celuilalt, nu înseamnă că devenim complici la minciună și la păcat. Dragostea înseamnă împreună mergere spre adevăr și spre iubire atunci când omul vrea. Iar când omul alege să rămână în întuneric și în minciună, atunci vreme este să ne despărțim. Și apostolii au lucrat acestea desăvârșit în comunitățile pe care le-au sfințit și în rândul cărora au adăugat cuvântul lor. Sfântul Apostol Pavel, într-un asemenea demers de judecată, într-o faptă de păcat care era într-o comunitate, spune: de ce v-ați mândrit inima voastră? Scoateți afară pe cel rău! Și când spunem aceasta, o spunem nu cu neiubire, ci cu iubire pentru cei care au ales vindecarea și adevărul, așa cum pe un corp sănătos nu pot îngădui un deget care are tumoare de cancer. Cu toată durerea voi tăia degetul ca întreg trupul să biruiască până la sfârșit boala. Și aceasta nu este neiubire. Crucea pe care Mântuitorul a luat-o, iubiți credincioși, nu e altceva decât purtarea suferinței până la capăt în mărturisirea iubirii și vindecă, spuneam, toate cele ale omului afară de învârtoșarea în minciună și în nedreptate. Să ne păzească Dumnezeu de toate acestea și să înțelegem că în proximitatea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci nu avem altceva decât să înțelegem cum să trăim dragostea lui Dumnezeu și a aproapelor
Cum să ne lărgim inimile spre ieșirea din egoismul nostru, spre nevirea și delăsarea noastră, spre îndreptățirea de sine și victimizare, pentru ca, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu să ne dăruiască putere și sfințenie, așa cum a lucrat în viața Sfinților Săi, nu ușor, dar cu putere. În încheiere voi citi încă o dată pentru fiecare din noi imnul dragostei a Sfântului Apostol Pavel, cel care spunea că a fost necruțător cu păcatul, necruțător cu minciuna cultivată, dar care ne pune înainte puterea dragostei, singura lege care ne va face moștenitori ai împărăției cerurilor sau departe de ea. În epistola către Corinteni, pe care o știți cu toții, și gândesc că cel puțin o dată pe săptămână acest imn al dragostei cu toții ar trebui să-l citim. De a zbrăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar dragoste nu am, făcut-o m-am alamă sunătoare și chimbal răsunător. Așadar, nu ce spun, ci ceea ce trăiesc, nu o știință oarecare, ci jertfa inimii și durerea inimii pe care o port pentru a face. Și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția și de aș da trupul meu ca să fie ars, dar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trupește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade. Dumnezeu să ne ajute, iubiți credincioși, să trăim cu înțelepciune cuvântul Mântuitorului, pentru ca, într-adevăr, dragostea Lui și adevărul Lui să umple sufletele noastre. Amin.